Fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, a fost condamnat de Tribunalul Constanța la 6 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru mai multe infracțiuni de abuz în serviciu privind vânzarea unor terenuri din Mamaia la prețuri subevaluate. Decizia tribunalului nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile. Fostul primar PSD nu se mai află în țară de anul trecut. Pe 30 decembrie, Mazăre a informat că se află pe teritoriul Madagascarului, unde face demersuri pentru a obține azil politic. Mazăre este judecat în mai multe dosare. În iulie 2017, fostul primar al Constanței a fost condamnat de Curtea de Apel București la patru ani de închisoare cu suspendare în dosarul în care este acuzat de retrocedarea ilegală de terenuri.